Proiectul s-a adresat unui număr total de 2916 persoane, grupate în trei grupuri țintă. Un prim grup țintă format din tutori de practică, 486 tutori de practică, angajați în cadrul organizațiilor gază de practică cu care s-au încheiat în cadrul proiectului acorduri de practică și s-au reînnoit ulterior, și două grupuri țintă formate din studenți și masteranți. Este vorba de 1620 studenți ciclul 1, licență, respectiv 810 studenți din ciclul 2, masterat. Faptul că atât de mulți studenți au avut parte de consiliere și orientare profesională poate părea puțin lucru, dar nu este deloc puțin lucru, pentru că nu s-a întâmplat până acum și ar fi păcat să nu rămână această achiziție în cadrul facultăților partenere și să nu continue în anii care vin. Sunt foarte bucuroasă să vă spun că proiectul se încheie la data de 30 septembrie cu realizarea tuturor rezultatelor preconizate. Au fost preconizați 2430 de studenți care să beneficieze de un modul de pregătire practică particularizat, testare aptitudinală și modul de orientare în carieră, și sunt în momentul de față 2459 studenți care au parcurs acest proiect. 486 de tutori ne-am propus și sunt 534, 90 de acorduri de parteneriat ne-am propus și au fost realizate, 337 de acorduri și 120 acte adiționale pentru reînnoirea acordurilor de parteneriat. 90 de studenți care vor beneficia de un stagiu de internship ne-am propus și au fost 127 de studenți care au realizat internship în cadrul a 88 de firme din România. 150 de studenți au beneficiat de consiliere pentru realizarea stagiilor de internship. 42 de programe de studiu au fost particularizate pentru practică, atât la licență cât și la master, deși ne-am propus inițial 12. Studente Iascu Alexandra Iliuță, grupul țintă 2, studii universitare de licență, pentru activitate și rezultate excepționale obținute în cadrul stagiului de practică desfășurată la Office Consulting SRL și organizată de către universitatea noastră. De la Timișoara se acordă diploma de excelență domnișoarei Tomuș Diana din grupul țintă 3, nivel master, care a desfășurat practica la SC Pasmatex Exa. La nivelul centrului teritorial Oradea se acordă premiul de excelență studentei Munteanu Ana Maria Carmen, care a desfășurat stagiul de practică la SC Parisov Green Sofa SRL Oradea. Desfășurând stagiul de practică, am observat, așa cum spuneam și la masa rotundă de adineauri, că societatea comercială Railex SRL, în cadrul societății există o relație pe orizontală între angajați, cât și pe vertical între angajați și angajatori, demnă de a fi luată ca model de ceilalți angajatori din zonă. Totul se desfășoară într-o ordine precisă, fiecare angajat știe exact ce are de făcut, indiferent de situație. Mi-a fost greu să aleg să mă gândesc la o idee de îmbunătățire a activității, pentru că totul este foarte bine pus la punct și totul este într-o ordine perfectă. Însă, ca idee de îmbunătățire a activității, m-am gândit la trei, și anume, una dintre ele ar fi construirea, înființarea unei boxe, ce permite servisul de jante auto, adică reparația și întreținerea jantelor. Acest stagiu de practică a fost unul benefic, care ne-a ajutat să ne formăm opinii cu privire la viitorul nostru loc de muncă, să ne deschidem orizonturile, să ne trasăm anumite obiective și să facem primii pași pentru a-i atinge.